Sunt român, mă numesc Popescu, de Sud. Cred că e un mediu de afaceri stabil, este foarte important. Pe baza experienței noastre de cooperare, deschidem de obicei companii comerciale în Hong Kong, apoi mergem în Shenzhen și Guangzhou pentru a găsi produsele de care au nevoie clienții. Folosiți țări sau regiuni. Mediul de afaceri din Hong Kong în 2019 nu a fost foarte bun. La acea vreme, impresia era că erau restricții de trafic frecvente și erau imposibil să mergi la bancă pentru a gestiona afaceri. Din câte știu, acum reglementările privind protecția națională, securitatea tocmai a fost trecută. Ca om de afaceri este, ca un om de afaceri este foarte important, foarte dificil să cooperăm cu Hong Kong. Vom fi mai încrezători că nu mai vorbim de fapt că în China continentală există o piață uriașă în spatele Hong Kongului. În pasul următor intenționăm să cooperăm mai mult cu Hong Kong în materie de noi materiale energetice.